Bun găsit! Suntem în luna femeilor, motiv pentru care ar trebui poate să fim un pic mai atente la sănătatea noastră. Alături de mine este medicul Patriciu Archimaș, care ne va spune mai multe despre prevenția bolilor ginecologice. Așadar, domnule doctor, ce ar trebui ca un cadou așa pentru noi femeile să facem ca să nu ajungem într-o situație critică, dacă pot spune așa? Să rămână, doamnă, vă mulțumesc pentru invitație. Sigur că fiecare dintre noi suntem răspunzători pentru sănătatea noastră, dar în același timp un sistem de sănătate ar trebui să aibă grijă de fiecare dintre noi. Și aș porni de la informare, care este esența problemei. Odată ce suntem cu toții informați, știm ce să facem. Deci educația pentru sănătate este prima temelie, piatră de la temelia acestui fundament. Totuși, ce înseamnă o educație? Pentru că foarte multă lume, mai ales acum, se informează de pe Google, din vecini, de la vorbele spuse de alții care nu au, de fapt, o pregătire. Ce ar trebui să facem ca să știm că e corect ce am aflat? În mod ideal, ar trebui să avem ore de educație pentru sănătate în școală. Și un astfel de program, dacă vă amintiți, a fost pus la un moment dat pe masa guvernului în urmă cu 5 ani. Ceea ce încercăm noi să facem ca societate profesională, eu reprezint Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică, este să contribuim activ și la partea aceasta de informare. Trebuie, în primul și în primul rând, să facem o deosebire clară între paciente și femei. Nu toate femeile sunt paciente, dar ne adresăm tuturor femeilor de la vârste tinere, da? Pentru a le putea forma obiceiuri sănătoase, pentru a înțelege ce înseamnă profilaxie primară, ce înseamnă vaccinare, ce înseamnă profilaxie secundară, adică screening, ce înseamnă să facem controle regulate, ce înseamnă poate boli cu transmitere genetică. Știu că dumneavoastră, în această lună a noastră, a femeilor, cum se spune luna martie, aveți un cadou alături de colegii dumneavoastră, tot medici. Despre ce este vorba? Societatea noastră organizează regulat forumul de ginecologie oncologică adresat profesioniștilor în sănătate. Suntem afiliați la Societatea Europeană de Profil și în acest context ne luăm ca sarcină și informarea pacientelor. Încercăm să transmitem informații de cea mai bună calitate, dar și să formăm atât publicul cât și profesioniștii în spiritul comunicării, dar mai mult decât atât, în spiritul la ceea ce trebuie să se întâmple și la noi în țară și, din păcate, vine destul de greu, această trecere de la medicina centrată pe medic la medicina centrată pe pacient. Pe de o parte, pe de altă parte, sigur că participăm activ la a construi o abordare holistică în evaluarea, în managementul pacientelor noastre. Știu că aceste cursuri sunt gratuite, da? Și absolut. Se țin online. Le susținem întru totul, da. Și se țin online. Mai multe detalii despre asta veți găsi și pe site-ul nostru antena3.ro. Și aș vrea să continuăm în a ne da niște sfaturi ca medic nouă, ca să avem o viață fără griji din punctul ăsta de vedere, măcar medical. Acum, sigur că acest moment poate nu e cel mai fericit în contextul pandemiei. Și tocmai de aceea toate cursurile acestea sunt online. Varianta asta de educație continuă online, ce aș spune că s-a întâmplat mai puțin bine în anul acesta, a fost abolirea screening-ului. Screening-ul oportunist, într-o oarecare măsură, poate că a mai funcționat, dar și aici foarte puține paciente, femei s-au prezentat la medic și pe bună dreptate, o frică de boală, fiindcă dacă luăm altfel, ar trebui să discutăm pe lângă informare de problema vaccinării anti-HPV, cancerul de col uterin fiind o realitate dură a societății noastre. Și o realitate și continuă, pentru că femeile se îmbolnăvesc în continuare. Ba chiar mai mult aș spune, analizând cifrele din instituția în care îmi exercit meseria, am operat un număr mai mic de astfel de paciente și pe seama stadiilor incipiente, tocmai cele care ar fi fost identificate prin screening, prin prezentare activă la medici,
astfel încât lucrurile să nu evolueze către stadiile avansate. În concluzie, ar trebui să nu ne temem de medic, pentru că ne face mai mult bine decât rău în contextul pandemiei, și să mergem la primele semne la un consult ginecologic sau depinde de situația, de problema pe care o avem. Chiar dacă nu avem semne, este bine ca măcar un examen citologic, Babeș Papa Nicolau, să fie efectuat cu regularitate, dacă nu e posibil anual, măcar la 2 ani de zile, iar după vârsta de 40 de ani, o mamografie pe an. Vă mulțumim mult pentru aceste informații extrem de utile. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!